Premierul Dacian Cioloș și ministrul Muncii Dragoș Pâslaru se află astăzi în Italia pentru a fi alături de românii afectați de cutremurul de săptămâna trecută. În cursul serii, cei doi vor participa de asemenea la funerariile de stat organizate în memoria victimelor cutremurului, alături de președintele Italiei Sergio Mattarella și de premierul Matteo Renzi. Premierul României și ministrul Muncii se află în acest moment în Italia, unde se întâlnesc cu răniții și cu familiile de românii din tabăra de sinistrați din zona Amatrice. Premierul Dacian Cioloș și ministrul Muncii Dragoș Pâslaru se află astăzi în Italia pentru a fi alături de comunitatea de români afectată de cutremur. Prim-ministrul și ministrul Muncii se întâlnesc cu cei 4 cetățeni răniți și cu familiile de români din tabăra de sinistrați din zona Amatrice, informează un comunicat al guvernului. În cursul serii, premierul Cioloș și ministrul Pâslaru vor participa la funerariile de stat organizate în memoria victimelor cutremurului, alături de președintele Italiei Sergio Mattarella și premierul Matteo Renzi, mai arată sursa citată.